scenă pe Alex și pe Adelina. Până atunci vreau să felicit pe cei care ați organizat Balul Bobocilor, să vă mulțumesc și dumneavoastră celor prezenți, să profitească în scenă Alex și Adelina ca să anunțe mult așteptatele premii de clasamentele. Mulțumim, domnule primar! Mi-e place să muncesc ceea ce fac pe scenă. Vreau să vă spun și o bună seara celor de la Curti și celor care ați venit în seara aceasta aici. Din punctul meu de vedere, un bal conține mai multe. Conține coreografie, conține probe, conține momente amuzante, conține formații de dans, formații care cântă pe o scenă. Eu sper din tot sufletul că v-a plăcut. Posibil că la unei nu le-a plăcut. Cum e vorba românului, nu există pădure fără uscăciune. Dar vă spun sincer, am venit aici și mă bucur că am avut parte din familia dumneavoastră, adică celor de la Curtici. Îi mulțumesc frumos lui Simona, organizatorilor, bobocilor, părinții, sper că nu v-am supărat foarte tare, că i-am ținut și i-am muncit un pic mai mult pe copiii dumneavoastră, deoarece am avut 3 săptămâni de pregătire ca să facem 4 coreografii. Nu știu cum se țin valurile la Curtici, dar vreau să vă spun că am fost foarte mulțumit de ce au făcut copiii dumneavoastră și singurul lucru ceea ce vă pot spune este că aveți niște copii minunați, ca și părinți, ca și dascăl și domnului primar, vreau să îi spun că are niște oameni nu minunați, extraordinar de minunați și pentru asta vă felicit. Și m-aș bucura să puneți mai mult accent pentru copii. Asta mă refer la toate cadrele, de la primărie, de la școală, să le dau mai multă atenție, fiindcă merită. Sunt copii minunați și pentru asta o să-i rog eu să intre în scenă și să aplaudați pentru tot ce au făcut în seara asta. Mai tare, mă merită! Este munca lor, care au muncit 3 săptămâni, ore întregi, ca să facă acest etapă pentru dumneavoastră. Mai tare, că merită! Ascultați chiar să vă rămâneți în picioare! Că respectele contează foarte mult! Bravo! Sunt copiii dumneavoastră, aplaudați! Mulțumesc frumos! Avem o mică atenție pentru mine, ceva simbolic. Sper să-ți placă și eu să te rog să-l desfaci în fața tuturor și să citești ce scrie. Sper că nu! Dansul ne-a condus pe drumul prieteniei, clasa 12-a, Curtiș 14-a, 2011 și invers. Munca unui om se poate plăti doar, se poate plăti, dar caracterul și cultura lui niciodată. Vă mulțumesc din suflet! Pentru mine dansul este viața și viața este dans. Din 26 de ani ai mei, 50% mi-am petrecut în sala de dans, 30% din viața mi-am petrecut-o pe scenă ca și dansator și ultimii 20 îi activez ca și coreograf. Mulțumesc frumos! Iar acum momentul mult așteptat de toată lumea, decernarea premiilor. Vom începe cu Miss și Mr. Funny. Mr. Funny. Roșu Darius. Și Miss Funny, Crișan Cristiană.
Felicitări! Și Miss Simpatie, Drai Andreea. Felicitări! Mister Eleganță! Demian Radu! Și Miss Eleganță, Preda Narcis! Șerban Adriana! Aplauze, vă rugăm! Mister Popularitate! Cine o are? Covaciu Cosmin! Și Miss Popularitate, iubirea ta, Patea Simona!
tuturor!